Tânărul era din Ploiești și a plecat la pescuit cu prietenii la câțiva kilometri de oraș. Spre seară însă, după ce au băut câteva pahare de bere, prietenii au sesizat lipsa bărbatului. Pentru că nu au dat de el, au cerut ajutorul pompierilor. A plecat cu trei băieți, cu trei prietene care să avea bine cu ei. La pescuit, nu? La pescuit. Nu știu ce a făcut, o fi băut, i-a venit rău, nu știu. A plecat la pescuit, a fost la mine sâmbătă aici și ce n-aș eu plec la pește și zic, mă, nu te duci. Și a plecat. Echipajele de pompieri au fost solicitate să intervină cu barca pneumatică pentru a căuta un bărbat în vârstă de 35 de ani în Albia râului Prahova. Acesta a fost căutat timp de 2 zile. Trupul acestuia a fost găsit, din nefericire era decedat. Tânărul nu era căsătorit și nu avea copii. În Bârlad, un copil de 15 ani a fost cât pe ce să se nece în lacul Prodana. Băiatul a intrat în apă să se recorească, deși nu știa să înoate. A fost tras de curent și nu a mai reușit să se întoarcă la mal. Băiatul a fost salvat de paznicul lacului, care l-a scos la mal cu ajutorul unei bărci. Copilul a fost transportat la spitalul din Bârlad pentru îngrijiri medicale.